Doi soți au fost găsiți decedați într-o anexă a locuinței lor. Bărbatul în vârstă de 59 de ani era preot reformat, iar soția lui de 53 de ani era asistentă medicală la cabinetul stomatologic din localitate. Cel care i-ar fi găsit a fost chiar medicul stomatolog. Cei doi au lăsat și un bilet de adio în care anunțau că sunt depresivi. Polițiștii orașului Gătaia au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 59 de ani și o femeie de 53 de ani din satul Sculia au fost găsiți decedați la locuința de domiciliu. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, cei doi soți fiind găsiți spânzurați într-o anexă a casei, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Se pare că luni noapte au decis să își pună capăt zilelor împreună. Potrivit unor surse, ar fi lăsat în urmă un bilet de adio în care spuneau că sunt măcinați de depresie și că nu mai fac față greutăților. Au fost găsiți chiar de medicul cu care muncea femeia. Acesta era îngrijorat că asistenta nu a mai ajuns la cabinet, așa că a mers la locuința lor. Așa cum se procedează în astfel de cazuri, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.